Bine ați revenit! Există în electricitate un fenomen numit paradoxul celor două condensatoare. Am formulat o problemă care prezintă și explică acest paradox. Sigur, dacă putem explica un paradox, nu prea e paradox, dar să nu ne grăbim. Enunțul problemei este următorul. Avem două condensatoare identice A și B. Inițial, cele două condensatoare sunt izolate, iar condensatorul A este încărcat cu sarcina electrică Q. Apoi, cele două condensatoare se conectează armătură cu armătură, așa cum vedeți în desen, să se demonstreze că energia se conservă în acest proces. Dacă condensatoarele sunt identice, înseamnă că au aceeași capacitate. Capacitatea unui condensator, notată ce mare, se calculează cu relația Q supra U, adică sarcina adusă pe armăturile condensatorului, supra tensiunea dintre cele două armături. Am vorbit despre capacitate în al doilea videoclip de electrostatică. Energia electrică dintre plăcile unui condensator, să notăm cu W, se calculează cu relația 1 pe 2 C ori U pătrat, sau, dacă le exprimăm pe U din formula capacității, U este Q supra C, atunci obținem W egal cu 1 supra 2 C înmulțit cu Q pătrat supra C pătrat, în final 1 pe 2 Q pătrat supra C. Avem o relație care ne permite să calculăm energia electrică dintre plăcile unui condensator, cunoscând sarcina de pe armăturile lui și capacitatea condensatorului. Avem cele două condensatoare, inițial izolate, așa că avem energie electrică doar în primul condensator. Să notăm această energie, V W inițial, ea este egală cu 1 supra 2 Q pătrat supra C. Dacă vom conecta cele două condensatoare, sarcina Q se va distribui egal, în mod egal, pe cele două condensatoare. Pentru că ele sunt identice, nu există niciun motiv ca pe unul să am mai multă sarcină decât pe celălalt. Sau un alt mod de a explica acest lucru este acela că sarcina de pe cele două condensatoare va fi în echilibru atunci când vom avea aceeași tensiune pe cele două condensatoare, dar tensiunea este proporțională cu sarcina, așa că dacă vom avea aceeași tensiune, vom avea și aceeași sarcină. Deci, oricum o luăm, sarcina Q, care se găsea inițial pe primul condensator, se împarte în mod egal pe cele două condensatoare, ceea ce înseamnă că voi avea sarcina Q supra 2 pe fiecare dintre ele și atunci energia unui condensator va fi 1 supra 2, Q supra 2 la pătrat supra C, adică va fi 1 supra 8 Q pătrat supra C. Energia electrică într-un singur condensator, dar noi avem două, așa că energia electrică finală va fi de două ori atât, adică 1 supra 4 Q pătrat supra C. Dar dacă comparăm energia electrică finală cu energia electrică inițială, observăm că acum avem, în final, doar jumătate din energia electrică pe care am avut-o inițial. Cele două condensatoare au împreună doar jumătate din energia electrică inițială din condensatorul A. Această observație este numită paradoxul celor două condensatoare, deoarece aparent, în procesul de încărcare al unui condensator folosind alt condensator, energia nu se conservă. Așa că și în cazul problemei noastre, răspunsul pare să fie, în acest proces, energia nu se conservă. Concluzia la care am ajuns este, bineînțeles, greșită, pentru că energia se conservă întotdeauna în orice fenomen. Dar atunci trebuie să explicăm unde a dispărut jumătate din energia electrică a sistemului celor două condensatoare.
Pentru ca sarcina să treacă de pe condensatorul A pe condensatorul B, trebuie să pară un curent electric prin conductoarele de legătură. Transportul de sarcină printr-un conductor se numește curent electric, iar intensitatea curentului este definită prin dQ pe dt. dQ este sarcina transportată prin conductor. Iar când avem curent electric printr-un conductor, se degajă căldură, pentru că acel conductor are rezistență în cazul normal, în cazul obișnuit. Dar noi am presupus că interconectăm cele două condensatoare prin conductoare ideale cu rezistența zero. Această presupunere, acceptabilă de obicei, se pare că nu poate fi acceptată în cazul celor două condensatoare. Așa că să vedem fenomenele care au loc în cazul real, adică atunci când nu neglijăm rezistența conductoarelor. În acest caz, putem modela problema noastră cu ajutorul circuitului pe care îl vedeți. Sarcina poate să treacă de la un condensator la altul prin rezistorul de rezistență R mare. Inițial, condensatorul A este încărcat, condensatorul B nu este încărcat și în circuit mai avem și un întrerupător K. Să notăm potențialul în punctul M cu V1 și în punctul N cu V2. Aceste potențiale se pot calcula folosindu-ne de formula capacității unui conductor izolat. Deci nu vorbesc despre formula capacității unui condensator, ci despre formula capacității unui conductor izolat, C egal cu Q supra V, unde V este potențialul pe care îl capătă conductorul respectiv atunci când aduc pe el sarcina Q. Așa că putem discuta despre armăturile superioare ale celor două condensatoare. Potențialul armăturilor inferioare este zero, pentru că ele sunt legate la pământ. Și atunci potențialul V1, care este potențialul armăturii superioare a condensatorului A, în momentul inițial, V1 inițial, va fi Q supra C. Iar potențialul armăturii superioare a condensatorului B, inițial, va fi 0, pentru că n-am sarcină pe această armătură. Pentru că potențialul inițial V1 este mai mare decât potențialul inițial V2, în momentul în care închid întrerupătorul K, apare un curent prin rezistorul R, orientat de la stânga la dreapta, așa cum vedeți în desen. Pentru condensatorul B, care se încarcă, putem scrie I este egal cu dQ pe dt. Și se vede că dQ se poate scrie C ori dV. Deci pot scrie I este egal cu C ori d V2 supra dt. Pentru condensatorul A, care se descarcă, sarcina scade, deci dQ este negativ, dar variația dQ pe condensatorul A în modul este aceeași cu variația sarcinii pentru condensatorul B, deoarece sarcina scade în condensatorul A exact cu cât crește în condensatorul B. Așa că folosind același raționament, putem scrie acum pentru condensatorul A, I este egal cu minus C ori dV1 supra dT. Și mai putem exprima intensitatea curentului prin legea lui Ohm, U supra R, unde U ar fi V1 minus V2 supra R. U este tensiunea la bornele rezistorului R, care este evident diferența de potențial dintre punctele M și N din circuit. Din primele două relații, dacă le adunăm, obținem că 2I este egal cu C ori dU supra dT,
cu semnul minus, pentru că am notat cu V1 minus V2, iar aici ne apare V2 minus V1. Și dacă substituim valoarea lui I de aici, adică minus C supra 2 de U VDT în ultima relație, obținem următoarea ecuație. U mic este minus RC supra 2 înmulțit cu DU pe DT. O ecuație care ne arată, ne poate arăta cum variază tensiunea în timp. Am ajuns la această expresie, care este o ecuație diferențială de forma x este egal cu a înmulțit cu dx pe dt. Ecuație pe care, ca să putem integra, o putem scrie 1 supra x dx este egal cu 1 supra a dt. Și atunci putem integra integrală de la x0 la x din 1 pe x de x este egal cu integrală de la 0 la t, 1 pe a fiind o constantă iese de sub integrală de t. Și dacă nu ne mai batem capul cu constantele de integrare, presupunem că toate condițiile inițiale sunt alese perfect, în așa fel încât lucrurile să se exprime prin relații cât mai simple, atunci vom avea logaritm natural din x supra x0 egal cu 1 supra a înmulțit cu t. Sau x supra x0 este egal cu e la puterea 1 supra a înmulțit cu t. Sau x este egal cu x0 înmulțit cu e la puterea 1 supra a ori t. Și dacă revenim la substituție, la ecuația inițială, atunci putem scrie U este egal cu U0 ori E, A ține locul lui minus RC supra 2, deci aici voi avea minus 2 supra RC, exponent al lui E, ecuație care ne arată cum variază în timp, pentru că mai avem aici și timpul, tensiunea U la bornele rezistorului R. Dacă reprezentăm variația tensiunilor pe cele două condensatoare în funcție de timp, obținem graficele pe care le vedeți. Pe condensatorul A, tensiunea scade de la U0 la U0 pe 2, iar pe condensatorul B, tensiunea crește de la 0 la U0 pe 2. Iar dacă reprezentăm variația tensiunii pe rezistorul R mare, avem acest grafic. Tensiunea scade de la U0 la 0. Datorită acestei tensiuni, apare un curent prin rezistorul R, dat de relația I este egal cu U supra R. Și pentru că U are expresia U0 ori E la minus 2 supra RC ori T, înseamnă că vom avea un curent care va avea expresia U0 supra R ori E la minus 2 supra RC înmulțit cu T.
Adică vom avea un curent a cărui intensitate scade pe măsură ce trece timpul și care are valoarea inițială, valoarea maximă U0 supra R. Și are același tip de variație ca variația tensiunii U, pentru că, încă o dată spun, această intensitate este raportul dintre U și R. Iar acest curent are un efect termic, deci se va degaja căldură. Și acesta este motivul pentru care o parte din energia electrică a sistemului dispare. Acum să vedem de ce se degajă aceeași căldură indiferent de valoarea rezistenței R mare. Știm că așa se întâmplă, deoarece rămânem întotdeauna cu aceeași energie electrică. Să presupunem că avem un curent continuu, constant. În acest caz, căldura degajată se poate calcula cu relația U ori I ori T. Dar intensitatea este sarcina împărțită la timp, ceea ce înseamnă că putem calcula căldura cu relația Q ori U, sarcina înmulțită cu tensiunea. Iar dacă sarcina vine de pe un condensator, tensiunea de pe condensator se poate scrie Q supra C. Și atunci căldura, pe care am notat-o cu Q mare, va fi, dacă îl substituim pe U aici, Q mic, adică sarcina electrică la pătrat, supra C. Și asta înseamnă că efectul termic, adică câtă căldură se degajă, depinde de câtă sarcină trece prin circuit în cazul despre care discutăm. Iar în cazul nostru trece de fiecare dată aceeași sarcină prin rezistorul R mare, și anume jumătate din sarcina inițială de pe condensatorul A. Formula intensității ne arată că dacă rezistența este mare, atunci curentul inițial va fi mic, dar de aici vedem că scăderea lui va fi înceată. În schimb, dacă rezistența este mică, curentul inițial va fi mare, dar va scădea mai repede. Adică, așa cum vedeți cele două grafice. În graficul de sus vedem cazul în care rezistența este mică și în graficul de jos cazul în care rezistența este mare. Din această cauză, ariile de sub curbele intensității sunt numeric egale cu sarcina electrică care trece prin rezistorul R, iar aceste arii sunt egale. Și ele sunt numeric egale cu sarcina care trece prin rezistorul R. Deci, căldura disipată va fi aceeași indiferent de valoarea rezistenței. Am demonstrat, deci, că indiferent de valoarea rezistenței conductoarelor care leagă cele două condensatoare, se degajă întotdeauna aceeași căldură. Dar rămâne întrebarea, de ce se transformă în căldură întotdeauna exact jumătate din energia electrică? Vă aduceți aminte că energia electrică finală a sistemului era doar jumătate din energia electrică inițială. Puterea pe rezistorul R din circuitul despre care vorbim este U pătrat supra R, unde U are această expresie. Ceea ce înseamnă că se va degaja căldura Q, care se poate calcula prin integrală de la 0 la infinit, pentru că teoretic curentul I nu încetează niciodată. La fel cum nici tensiunea teoretic nu devine niciodată zero. Din această putere, deci din U pătrat supra R, dt. Adică vom avea pentru căldură U mic este U0 înmulțit cu L la minus 2 supra R C ori T, ceea ce înseamnă că voi avea U0 supra R, U0 pătrat supra R
care iese din integrală, integrală de la 0 la infinit, din e la minus. Și pentru că am u pătrat, nu voi avea aici 2 supra rc, ci 4 supra rc, înmulțit cu t de t. Adică Q mare, căldura degajată, va fi U0 pătrat supra R pe lângă minus RC supra 4 înmulțit cu E la minus 4 supra RC ori T între limitele 0 și infinit. Și dacă țin seama de limite, voi avea odată minus 1, odată 0 pentru E, la puterea pe care o vedeți, așa că rămâne pentru căldură U0 pătrat supra R înmulțit cu RC supra 4. R se simplifică și găsesc pentru căldură expresia 1 supra 4 C ori U0 pătrat. Deci se degajă 1 supra 4 înmulțit cu C ori U0 pătrat. Dar aceasta reprezintă exact jumătate din energia electrică inițială V0 pe condensatorul A, care era 1 pe 2 C ori U0 pătrat. Deci am demonstrat că întotdeauna se degajă căldură prin transformarea unei jumătăți a energiei electrice a sistemului în căldură. Căldura degajată reprezintă întotdeauna jumătate din energia electrică inițială. Și asta înseamnă că am demonstrat că energia se conservă, deoarece jumătate din energia electrică este disipată pe rezistența conductoarelor, iar jumătate se regăsește ca energie electrică în starea finală. Așa că am reușit să demonstrăm conservarea energiei pentru acest proces în care un condensator îl încarcă pe altul. Dar ce se întâmplă dacă rezistența conductoarelor de legătură dintre condensatoare chiar este zero? În acest caz vor apărea oscilații electrice. Sarcina va trece alternativ de pe un condensator pe altul, iar în cazul conductoarelor de lungime zero, deci și inductanță zero, vom avea oscilații neamortizate, care vor continua la infinit. Deci în acest caz nu vom ajunge niciodată la o stare stabilă, la o distribuție statică a sarcinii electrice. Iar energia totală a sistemului va fi atât de natură electrocinetică, cât și electrostatică. Și în fiecare clipă, energia totală va fi egală suma energiei electrocinetice și a celei electrostatice, va fi egală această sumă cu energia inițială a sistemului. Dacă conductoarele au lungime, dar rezistență zero, atunci circuitul va avea inductanță și atunci vom avea oscilații electromagnetice. În acest caz, jumătate din energia sistemului va fi disipată sub formă de energie radiantă, de unde electromagnetice. Și în acest caz, în starea finală, condensatoarele vor avea din nou sarcini egale, câte jumătate din sarcina inițială de pe primul condensator. Mai avem un caz interesant, cazul în care avem inductanță și avem și rezistență, dar aceasta, rezistența, este mai mică decât dublul impedanței caracteristice, care se calculează cu formula radical din L supra C. Deci cazul în care rezistența este mai mică decât de două ori radical din L supra C. În acest caz vom avea un circuit oscilant în care se produc oscilații electromagnetice amortizate.
În grafic vedeți cum ar varia tensiunea pe armăturile unui condensator în acest caz. Și acum o parte din energia electrică va fi disipată sub formă de căldură, în timp ce o parte sub formă de unde electromagnetice. Deci nici în aceste cazuri energia nu dispare, sper că v-ați convins încă o dată de acest lucru. Dispariția energiei este întotdeauna doar aparentă. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!